Doamnelor și domnilor, sunt imaginile și informațiile momentului. Este vorba despre o dronă care a căzut pe teritoriul României, lângă localitatea Ceatalchioi din Tulcea, în timpul bombardamentelor rusești asupra portului Ismail. Bucăți din această dronă au lăsat un crater uriaș în urma lor. Autoritățile sunt în continuare la fața locului, iar premierul a fost deja informat cu privire la această situație. Costin Soare vine cu extrem de multe informații în doar câteva momente, însă pentru început mergem la domnul Constantin Spunu, purtător de cuvânt MNAPN. Vă mulțumesc, domnule Spunu, pentru această intervenție. Care este situația și ce informații aveți la această oră? Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Vă pot confirma că în cursul nopții trecute, atacurile executate de forțele Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene au continuat. Din acest motiv s-a impus transmiterea unei notificări către Inspectoratul pentru situații de urgență la ora 23:20 cu privire la zonele specifice din județele Tulcea și Galați aflate în proximitatea acestor obiective cu potențialul de a fi afectate de riscurile asociate acestei situații. Starea de prealertă aeriană a rămas în vigoare pentru aproximativ 2:20, a fost ridicată la ora 1:40 în această dimineață. În baza informațiilor primite în cursul acestei nopți de la Poliția de Frontieră, care raportau un posibil impact pe teritoriul României în proximitatea localității Plauru al unei drone, echipe ale MAPN, în cooperare cu forțe și mijloace din alte instituții ale Sistemului Național de Apărare, s-au deplasat în zonă pentru investigarea situației și lucrurile s-au confirmat în jurul orei 5. Echipele din teren au raportat descoperirea unui crater de dronă cu posibilă explozie la impact într-o zonă cu vegetație aflată în apropierea malului drept al brațului Chilia, aproximativ 3 km vest de localitatea Plauru. Evident că au fost luate măsuri de securizare a zonei, au fost notificate structurile competente pentru ridicarea probelor și desfășurarea investigațiilor, așa cum cer procedurile. Vă pot asigura că noi continuăm cu forțele Ministerului Apărării Naționale să monitorizăm spațiul aerian al României și să cercetăm zonele în care pot să apară astfel de riscuri. Ceea ce este important de subliniat este că riscurile acestea se manifestă ca urmare a comportamentului absolut nezăbuit al forțelor Federației Ruse. Condamnăm cu fermitate aceste atacuri împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă. Atacurile sunt nejustificate și în gravă contradicție cu regulile dreptului internațional umanitar și iată pun în pericol și teritoriul național al României. Domnule Spunu, iată, vin informații în timp real în redacția România TV. Colegii mei chiar îmi transmit extrem de multe informații în aceste momente și țin să menționez faptul că în aceste clipe se încearcă o legătură telefonică și cu primarul localității, tocmai pentru a afla în ce fel acționează autoritățile de acolo la fața locului. În tot acest timp, domnule Spunu, iată, revin la dumneavoastră totuși și vă întreb, extrem de multe atacuri în ultima perioadă, în aceste momente în acea zonă s-a format un crater, într-adevăr într-o zonă nepopulată din informațiile pe care mi le-ați confirmat și dumneavoastră, însă pe 7 septembrie știm că în aceeași zonă au mai căzut niște bucăți de dronă, lucrurile par să se intensifice, iar spațiul românesc pare să fie din ce în ce mai mult o țintă. Am văzut și acele buncăre create pe de altă parte și vă întreb cât de departe suntem până când acea zonă va fi izolată, până când poate locuitorii din acele zone vor fi sfătuiți să se îndrepte către alte zone. Am văzut și mesajele alert, așadar este o zonă totuși destul de roșie, dacă putem numi așa. Sunt mai multe întrebări pe care le-ați adresat. Haideți să le luăm pe rând. Cel mai important este, nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră, spațiul românesc aerian nu este o țintă. În niciuna din aceste situații nu a fost detectată o intenție de lovire a spațiului aerian al României. Știți că deja ieri am informat cu privire la investigațiile pe primele două situații chiar acolo la Plauru. În niciuna dintre situații nu a fost identificată o posibilă intenție de lovire. Au fost vorba de cădere accidentale. Deci din acest punct de vedere aș vrea să fiu foarte ferm. Spațiul aerian al României este protejat. Toate situațiile acestea care s-au întâmplat sunt ca urmare a unor evenimente neintenționate, însă asta nu înseamnă că nu există pericol și noi transmitem asta de fiecare dată. În ceea ce privește modul de acțiune în zona de protecție civilă, știți foarte bine că în acest domeniu competențele sunt exclusive la Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General de Situații de Urgență și structurile județene și locale. Noi, așa cum v-am informat,
pe algoritmii pe care îi avem, pentru că această alertare, această prealertare sau alertare aeriană nu se face arbitrar, ci sunt niște algoritmi foarte preciși, pași care se parcurg. În jurul orei 23:20 azi noapte am transmis către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență zonele în care se pot manifesta riscuri cu privire la atacul iminent pe care l-am detectat cu drone pe infrastructura portoară, iar mai departe IGSU, prin structurile sale județene și locale, a acționat pentru alertarea populației. Sunt situații care mai pot să apară, din păcate, atâta vreme cât Federația Rusă va continua aceste atacuri ilegale, nejustificate, acest comportament agresiv care, iată, aduce distrugerea infrastructurii Ucrainei și pune în pericol și zonele din proximitate de pe teritoriul României. Mulțumesc foarte mult, domnule Spino, pentru toate aceste precizări. Urmărim de aproape tot ceea ce se întâmplă acolo, în localitatea de lângă Tulcea, și vom reveni cu transmisiuni speciale.